update-ul se va lansa pe data de la ora... Top. Înainte ca acest episod să înceapă, am un challenge pentru tine. Ai 5 secunde să te abonezi, să activezi notificările și să dai like. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Dacă ai reușit, comentează cu am reușit în comentarii ca să știu cine a făcut. Hai să trecem la clip. Ok, deci bună lume, sunt Midi și bine am găsit la un episod. În acest episod o să vorbim despre noul update, o să vă povestesc despre câteva schimbări care s-au mai întâmplat aici pe joc. O să vorbim despre data în care se va băga update-ul. Da, ați auzit bine, data în care se va băga update-ul oficială. Vă zic sincer, dacă nu se bagă, nici nu mai am... Cum să o dau, mă, frate? E imposibil să nu se bage pe data în care o să vă zic. Și pe lângă aceasta vreau să vă zic și că o să vă mai arăt câteva schimbări și lucruri pe care le-am mai aflat și eu de la cei de afară, pentru că tot timpul menționez asta. Nu eu aflu chestiile astea, pentru că nu stau atâta să mă joc și toate chestiile astea. Află ceilalți, află de la cei de afară ce mai se bagă, ce mai aliarea. Bine, băieți, deci vreau să vă zic să fiți pregătiți, o să bag un match în primul rând, o să vorbesc despre update, imediat o să vă arăt schimbările, iar apoi o să vă spun data, uiți. Dar înainte ca acest episod să înceapă, ca de obicei, nu știți, știți cum vă roagă fratele vostru, am băgat din greșeală duo, ok, știți cum vă roagă fratele vostru, rupeți butonul așa de aici pentru că mă încurajează foarte, foarte mult și treaba asta, deci dacă... Mă apreciați și știu că mă apreciați pentru că de asta vă uitați la videoclipul, în mare parte mă apreciați. Rupeți butonul acela de like, apăsați-l pentru ca să vă aduc tot timpul update-uri și dacă vreți să mă faceți fericit, apăsați butonul acela de like pentru că asta mi-arată tot. Nu produce niciun ban, nu fac nimic. Îți garantez că nu fac nimic din like-uri. În fine. Acum că am trecut de treaba asta, dacă încă n-ai apăsat butonul de like, apasă-l. Vreau să zic și să-mi dai un follow pe Instagram la adresa darius.m.y, pentru că postez acolo destul de des la story-uri, adică oricum postez zilnic, vedeți cam ce fac la școală, în viața mea fac vloguri de la școală, vloguri, cică vloguri, că nu sunt, sunt niște vloguri propriu, zice gen, mă filmez la Insta Story. Ok, mamă, trebuie să-mi ajut acolo cu echipierul. Dacă echiperul meu nu mă prea ajută pe mine, bine, bine. Ok, e pe bine-s. Ok, mă, cam care, ok, echiperul ăsta poate îi dă unul în cu el. Poate dăm un Ligiano în ceva aici cu el. Hai, prietenaș, ăla e bine, perfect. Deci vreau să vă zic să-mi dați un follow pe Instagram la Darius.m.y, pentru că postez foarte, foarte des, chiar extrem de des, vreau pot să zic. Și, na, o să vedeți și voi ce fac când postez clip, toate chestiile astea. Dacă uiți ceva să-ți vizis în clip despre update sau așa, zic acolo pe Insta. Mama, am ieșit. Am intrat din greșeală pe la mișto, a nebunit planeta. Planeta România. Ok, o să fac și win. Deci dă-mi un follow pe Instagram pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și pe lângă asta a durat un match ca să-mi fac intro. Doamne mei, ce deștept ești. Dă-mi un follow pe Instagram și de altfel nu uita să-mi dai și un follow pe TikTok pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Acum, băieți, în afară că m-am vulbit așa de mult, haideți să trecem la schimbările pe care le-am făcut. Mulțumesc, frate, de win. Ai fost un drăguț, dar nu mă mai juc. Așa, hai să deschid și eu boxulețul acesta. Și haideți să vorbim despre schimbări. Deci, în primul rând, pentru cei care n-ați văzut episoadele trecute, nu pot să vă las un link de descriere, nu promit nimic pentru că sunt destul de uituc și uit să mai fac chestiile astea, dar am mai vorbit despre update-ul, pe toate chestiile astea, uitați-vă în toate videoclipurile dinainte despre update, dacă nu le-ați văzut încă, ca să vă prindeți cum să treabă. Deci, în primul rând, o nouă chestie pe care, care va fi băgată, când tu selectezi un brawler, va fi așa ca o linie roșie, ca o linie albă, vedeți un contur așa alb când selectez brawler-ul. Vedeți, noi acum când selectăm brawler-ul, dau select și mă bag aici. Vedeți? Nu e nimica. Dar acum va fi linia aceasta albă. Gen când ești cu brawler-ul ăsta, gen eu dacă aș fi acum cu Spike, dacă dau așa, o să apară acolo o linie albă pe Spike. Pe lângă aceasta, când eu o să intru pe brawler, vedeți aici apare așa, da? Na, nu va mai apărea așa și va apărea acest meniu, încă o dată, în caz că nu știți. Vedeți, va apărea acest meniu, comparați, voi faceți o comparație, adică uitați-vă cât de șmecher e. Va apărea acest meniu care mi se pare mie unul destul de tare, adică uitați-vă comparați-l și voi, e bombă efectiv. Și pe lângă acesta, dacă noi dăm pe informațiile, nu vor mai apărea aici unde le vedeți voi acum în dreapta, vor apărea, uitați, exact aici, vedeți?
trebuie să dai undeva pe informații și va apărea acest, acest brawler, stați cu health, health, a little bit of English at the corner of the mouth, movement speed, attack switchblade, reload speed, range, damage-ul și toate astea. Deci cam așa va arăta. Pe lângă asta, băieți, vreau să mai zic că s-a mai vorbit de încă o chestie. Și o nouă chestie, când tu intri pe Infos, vor fi tot felul de videoclipuri de la Brawl Stars, bineînțeles, de la ăștia din Spania. Comunitățile mai mari ne bagă pe noi românii, ca un fel de trending al Brawl Stars-ului, doar că cu d-astea. Vedeți, 5 tip de morti, schia, san, lepe, în nu știu ce limbă e, ori cred că e franceză și băr, ăsta e băr X Frozen into the unknown. Ăsta e de la, cum se numește, se știe, de la, e în engleză. Deci cam astea ar fi schimbările. Noi acum, fără alte discuții, o să trecem să băgăm un match și imediat o să vorbim despre data în care se bagă update-ul. Deci, acum a venit partea cea mai tare. Deci, bă, băieți, cum să vă explic? Știți că se vorbește că, mamă, pui cu cine joc cu Norbert? Ăsta e ungur, cred că e și român. În fine. Deci, s-a vorbit că se bagă miercuri, s-a vorbit că se bagă joi, s-a vorbit că se bagă vineri. Din toate astea, nu s-a băgat nici miercuri, nu s-a băgat nici joi. Vă zic eu când se bagă, bă, nu vă minte fratele vostru, adevărat, adevărat, ok, perfect, mi-a murit cu echiperul, nu am murit cu echiperul, dar tot pe bia aia pe mine. Deci, vă zic când se bagă, se zice că se bagă vineri. Da, deci, acum că tot am zis-o, da, se bagă vineri, bă, băieți. În cea mai mare parte se bagă vineri, pentru că așa spun cei de afară, iar eu nu am de unde să știu, că nu mă bagă Supercell-ul pe mine în seamă. Pe noi românii nu ne bagă nimeni în seamă de la Supercell sau chestii și porcării de genul acesta. Cei de afară spun că se bagă mâine, pe 24.1.2020, atunci se bagă. Deci cam asta a fost, cam asta, despre asta am vrut să vorbim. Acum o să ne concentrăm pe gameplay. De ce cred eu că se bagă mâine și la ce oră? Pentru că m-a întrebat și la ce oră. Bă, eu zic că se bagă mâine la 12. M-a luat ăla. Da, a ajuns. S-a spawnat fratele meu Norbică. Hai Norberto. Ia uite-l pe Norbert ce joacă. Mama nebui planeta cu Norbert al nostru. Ia uitați aici, cred că îl bate. Îl bate. O bate pe Bi. Nu te cred. Na, o mai bate dacă e. Deci de ce cred eu că o să se bage la ora aceasta update-ul? Cred că o să se bage la ora 12 update-ul, pentru că tot scrie lumea pe Instagram, în fine nu mă pot uita. Cred că să se bage la ora 12 update-ul, pentru că de obicei așa se bagă. Ne-am obișnuit cu Brawl Stars-ul, cu update-urile de pe Brawl Stars la ora 12. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă ați vrea să fac un live. Eu o să, mâine o să scot și piesa lui Mr. P, deci să fiți atenți. La ora 20 este piesa lui Mr. P, dacă update-ul se bagă și reușesc să-i fac gameplay. Dacă nu, o să o scot sâmbătă, ceva de genul ăsta, dar trebuie să reușesc să-i fac gameplay, deci mine o să am o zi destul de ocupată cu filmările și așa, probabil o să mă duc și da, o să am, nu vă mai zic vouă ce fac, eu acum mă gândesc și îmi zic gândurile pe filmare. Deci în concluzie, da, update-ul va veni, după cum v-am zis, la ora 12, probabil vineri. Haideți să mai băgăm și noi un match și după să o încheiem și noi cu episodul ăsta. Mi-a luat AB2, fratele meu. Bă, ăștia care ați ajuns până aici, că știu că o grămadă au ieșit de pe clip. Vreau fiecare dintre voi care ați ajuns până aici să scrieți un comentariu cu zeu. Deci cu zeu. Am luat bătaia, mai bag unul. Cu zeu. Deci toată lumea care a ajuns până aici, sunt curios câți dintre voi au ajuns până aici. Deci bă, știu că și dacă ești genul ăla de om care de obicei nu comentezi. Acum ca să știu că tu ai ajuns până aici, comentează cu zeu, pentru că chiar mă ajută, sincer, chiar m-ai încurajat dacă ai comentat cu zeu. Că sunt curios. Cine știe cine s-a uitat, cine nu s-a uitat și unii nu știu. Mă bat ăștia de mă rup! Ce să mai fac? Scad într-o fe, într-una. Deci mă bat de mă rup, mă bat de mă strică. Vreau și eu să iau un loc mai bun. Te rog, eu dă-mi un loc mai bun. Cât avem? Uite, am 7266 ani nebunite Europa cu mine. O să joc cu Pem. Uite, cu Pem jucă în tura asta. Deci băieți, să comentați cu zeu ca să știu cine a ajuns până aici. Nu știu, nici nu știu la cât o să apare videoclipul ăsta, cred că o să-l postez instant, nu am o oră la care postez. O să fie postat instant. M-am scăpat, bă, băieți, apropo, by the way, m-am scăpat și eu de simulare, de prima simulare. Dacă nu știați, da, eu sunt pe 8-a, am examenul de 8-a și e gravă situație cu simulări, cu nebunii de-astea. Ce să vă zic, la română, bă, sincer să fiu, m-am descurcat destul de bine. Adică, na, destul de bine, binișor, adică am mai avut mici greșeli,
Dar na, o să înțelegeți și voi când o să fiți pe 8 acum e. O să fiți foarte stresați, cât de cât, adică nu știu, stai, eu nu sunt de fapt așa stresat. În fine, deci am, la română m-am descurcat, decât la mate nimic, deci nimic, băieți, sincer vă zic. Și știu că acum o să ziceți, dacă sunteți a 5-a, 6-a, bă, Mieti, ce prost ești, așa ziceam și eu, mă, bă, pe a 5-a am avut media 9-92, adică aproape 10, doar la matematică am avut un 9, de asta poate o să vă gândiți, mă, Mieti, ce prost ești. Nu, mă, frate, o să vezi că între 8-a e altfel, stai că filmez. A intrat mama, dar nu se vede în cadru, că am decupat eu frumos. Da, și la mate nu știu cât iau, bă, băieți, a fost efectiv, ne-a dat avioane, ne-a dat cu nebunii de alea, de nu, nici n-a învățat la școală, nici nu s-a făcut. Efectiv, n-aveam nicio șansă, dacă iau un 5-6, sunt forțichi, vă zic sincer. Hai că joc și eu meciul ăsta și după vă las, bă, băieți, nu uitați că am și un TikTok, nu știu dacă v-am zis că am un TikTok. Uite-l pe, mă, ăsta nu le-au pe ăsta, deci eu nu cred că nu-l bat. Hai mă! Uite că vine la clean-up, repede vii tu la clean-up să strigi distracția la copii. Bine, mă, băieți, cam atât și acest tot, eu am fost Mady. Ne vedem data viitoare, până una alta, nu uitați să vă abonați, să dați un follow pe Instagram la adresa DarusMady și pe TikTok, pentru că aveți un link în descriere și de la TikTok-ul meu. V-am pupat, bang, gang, gang, gang!